a fost o aventură extraordinară pentru mine. A pornit așa, de la o idee simplă. Din faptul că am cunoscut un designer român, am vizitat atelierul, am rămas fascinată de ce înseamnă să tai, să creezi, să faci un tipar, să dai viața unei bucăți de material până la urmă. Și mi-am propus să fac ceva mai mult de atât, să devin eu mesagerul acestor oameni. Este absolut meritoare, mă bucur să văd că există astfel de inițiative. Este acel om căruia îi pasă, care s-a implicat într-un proiect să ajute alți designeri care pot promova valori românești, valori autentice. Cu siguranță că și-a atins scopul. Vedeți ce se întâmplă în seara asta aici și este doar o mică părticică din acest proiect. Mă simt foarte bine aici în mijlocul spadasinilor, al echipei care înconjoară acest sport. Cred că este o campanie minunată și merită repetată, nu numai de către Ana, dar și de către alți sportivi. Recunosc, la început a fost destul de greu și mi s-a părut că noi nu comunicăm ceea ce trebuie, în momentul în care toți îmi spuneau: wow, este o idee extraordinară, dar știi, n-avem buget de marketing, pentru că nimeni n-a făcut niciodată nimic pentru ei și li se părea ciudat ca cineva să vină să facă acest lucru. Dar să știi că am descoperit oameni extraordinari, oameni curajoși, oameni care au renunțat în momentul în care și-au dat seama că nu mai sunt mulțumiți cu ce fac în cariera lor. Au reușit să pună stop, să meargă mai departe, să schimbe domeniul și uite că au reușit. Pentru mine sunt exemple de așa.